Nu mai este un secret pentru nimeni că SGU Ploiești trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, iar angajații sunt singurii care au de suferit, întârzierile salariale depășind în acest moment 2 săptămâni. Dacă ieri v-am prezentat opinia directorului SGU Ploiești Ovidiu Negulescu și a liderului de sindicat Ionuț Ionescu, iată părerea primarului Ploieștiului referitor la această situație. Din păcate, acolo avem un management care nu a știut să gestioneze situația legată de datoriile pe care le au față de anumite instituții publice, gen SPFL și ANAF, drept pentru care noi ne aflăm în imposibilitatea de a putea sprijini într-un mod real această societate. Noi am devenit terț poprit, da? Deci noi, cu alte cuvinte, serviciile pe care ni le facturează cei de la SGU, banii respectiv noi dăm către trezorerie, așa cum se face în mod normal, numai că trezoreria, în loc să vireze banii către societate și să plătească salariile, banii sunt virați către finanțele publice. Primarul susține că a purtat discuții cu conducerea Direcției Generale a Finanțelor Publice și cu cea a Finanțelor Locale în vederea găsirii unor soluții. Am inițiat o serie de demersuri în acest sens pentru ca sumele aferente salariilor să fie date către societate, să nu mai fie date către cele două instituții. Primarul Adrian Dobre crede că directorul SGU, Ovidiu Negulescu, ar face mai bine să demisioneze, mai ales că a intrat în concediu, în ciuda greutăților cu care se confruntă societatea. Aceste demersuri nu trebuiau să înceapă ieri, alaltăieri. Aceste demersuri trebuiau să înceapă cu o lună jumate înainte, pentru a nu ajunge în acest impas. Din nefericire și înțeleg, din păcate, că astăzi, de exemplu, domnul director se află în concediu. Deci, într-o situație în care societatea se află pe o pantă descendentă, tu, ca manager, să te duci în concediu, mi se pare o atitudine extraordinar de bună pentru un manager. El ar trebui să stea acolo să caute soluții și să identifice modul în care poate să plătească salariul. Eu cred că ar trebui să-și reconsidereze poziția și poate ar trebui să lase locul altcuia care este mai bun. Societatea are conturile blocate din cauza unor datorii care ajung la aproape 5 milioane de lei.